CSM Târgu Ovi a bătut la Arad 78-77 în primul meci al finalei campionatului național de basket feminin. Echipa din Dâmbovița și-a luat o revanșă în fața ICIM după semifinala de cupă pierdută în polivalent acum o lună. Trupa lui Dan Fleșeriu a făcut un prim pas spre al 11-lea titlu de campion a României. CSM Târgu Ovi a reușit o victorie extrem de importantă în primul meci al finalei campionatului național de basket feminin, 78-77 cu ICIM Arad. Meciul în sine a avut o desfășurare dramatică. Municipal Târgu Ovi a fost la timona jocului pe parcursul la 39 de minute, dar a avut emoții în ultimele secunde, practic în final, cu 15 secunde înainte de ultimul fluier al arbitrilor. ICIM Arad a trecut prima și singura dată în avantaj pe tabela de marcaj din Sala Victoria. A fost 78-77, scor final pentru Municipal Târgu Ovi cu aruncarea lui Smith în ultimele secunde, însă ICIM a condus cu 77-76, așa cum spuneam, cu 15 secunde înainte de final. O victorie mare pentru echipa din Târgu Ovi, care a avut două jucătoare din Statele Unite în zi mare, este vorba aici de Jenna Smith, 25 de puncte marcate, și Chrissy Gibbons cu 19, însă și jucătoarele de peste ocean de la ICIM s-au descurcat foarte bine, Destiny Williams 24 de puncte sau Donica Cosby cu 15 puncte. Practic o finală tranșată de aceste jucătoare din Statele Unite, jucătoare care au asigurat cele mai multe puncte pentru ambele combatante, după părerea specialiștilor, cele mai bune echipe din România. Municipal Târgu Ovi și ICIM Arad se vor întâlni din nou astăzi de la ora 19, tot aici la Arad, iar echipa din Târgu Ovi are deja 1-0 în această finală, care se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Indiferent de deznodământul jocului de astăzi, următoarele două partide sunt programate la Târgu Ovi în polivalentă pe 6 și 7 mai, iar Municipal Târgu Ovi, pentru a-și acorda un nou titlu de campioană, are nevoie în acest moment de încă două victorii, fie una la Arad și una la Târgu Ovi, fie două la Târgu Ovi. CSM Târgu Ovi și ICIM Arad au disputat și finala din 2013 a campionatului. ICIM s-a impus cu 3-2, cucerind titlul chiar în fieful marii rivale.